Sâmbătă, în ultima etapă a turneului pentru menținerea în Liga Națională, echipa suceveană a cedat cu scorul de 21-27 în fața divizionarei secunde CSM Călăraș. Studenții au găsit cu greu drumul spre gol, bifând prima reușită în poarta apărată de Iulian Andrei abia în minutul 9 la scorul de 1-3. Călărășenii și-au majorat treptat avantajul de pe tabelă, pauza consemnând 15-9 în favoarea divizionarei secunde. În prima jumătate a reprizei a doua, handbaliștii de la CSM Călăraș au mărit diferența la 9 goluri. Sucevenii au redus din handicap pe final, iar Călărașul a câștigat în cele din urmă cu 27-21. CSU Suceava mai are o șansă de a continua în Liga Națională de handbal masculin. Condiția este ca CSM Oradea, câștigătoarea seriei de vest a diviziei A, să nu se înscrie în campionat. În altă ordine de idei, echipa suceveană s-a despărțit deja de Florin Ciubotariu, extrema studenților, urmând să evolueze din toamnă la Politehnica Timișoara.